verificați domnul Ciocan. Stați și sunt acolo. Simțiți-vă ca acasă. Eu sunt fericit că vă văd. Și eu. Acum știu și e multă lume de fără. Foarte pe scurt, cred că ar trebui să facem să organizați și la partea mai pot un seminar în care se studieze sistematica zăfără. Iar astfel de multe idei. Atât de multe idei care au capacitate extraordinară și o competență deosebită care este pusă în mișcare pentru că este carte care se substitută muzica. Deci e, ascultăm cântatul, apoi citim și apoi ascultăm din nou cântatul. Dar cum a spus și dumneavoastră, mulți, foarte mulți mari interpreți nu au putut sau nu au vrut sau nu au fost interesați să și scrie, să traducă, cum a spus, câte ceva din arta lor, din meseria lor. Asta se reușește să o faceți. Ascultându-vă, pentru că sunt foarte mulțumit că, într-adevăr, am scris eu până acum, că așa, parcă ar fi volumul 2 aici. Dar este un volum teoretic actualizat, dar se aplică atât de bine și se găsește acoperirea muzicală atât de bine, încât pot să spun că, într-adevăr, îi se implică ceea ce am scris și eu. Da. Muzician este, în primul rând, cel care face muzică. A face muzică înseamnă a compune sau a interpreta. Da. Bravo! Muzicianul trebuie să facă muzică. Dar, e adevărat, că deci muzica este un limbaj în sfârșit. E adevărat că există un metalimbaj verbal, sau poate coregrafic, sau poate plastic, care poate să descrie, poate să traducă, cum a spus dumneavoastră, parția, sau să aproximeze, relativ, o parte din înțelesul muzicii. Cealaltă parte care nu poate fi spusă decât numai muzical, trebuie că, da. Acum e o problemă mare. Aici s-a tradus și asta și de, mulțumim și colegul meu, Grigore Budarescu, s-a tradus foarte corect cât se poate corect semantica muzicală. Ceea ce este foarte bun. Pentru că numai cine face muzică poate să și vorbească despre. Cei care vorbesc, eu înțeleg, e foarte frumos, e interesant, dar pe mine mă interesează bine, bine. Și cum să cântă sonata asta cu aceste vorbe frumoase. Eu, așa, acum, ce mai impresionat foarte mult și mai plăcut poate legătura mare între tehnică și interpretare. Între neapărat dezvoltare și capacitate să exprimi ceva foarte profesionist, tehnic. Dar să ai idei. Trebuie să ai idei și susțin foarte mult noțiunea de creație interpretativă. Creația interpretativă este, într-adevăr, o personalitate care are o capacitate să comunice idei noi, sentimente noi, emoții noi, care sunt și contemporane și sunt și ale lui personale, individuale. Dar aceasta presupune o largă cultură anterioră. Alte sunt militante. Se cântă ceva care s-o să învăța bine sau nu se știe cum se trebuie cântat, atunci nu mai discut. Acum, este important că această zonă de semnificație muzicală, mai ales să se desprinde aici, de ce a scris dumneavoastră de multe ori, de trecut cu multă profesionalitate de la semnificație la structura sonoră. O să repet ce a spus Aristotel. Cuvântul câine nu mușcă. Deci, scriu despre domnul Sol, dar nu știu ce semnificație are. Terță mare, cuvintă mare, vibrație, așa. Dar cum trebuie să fie cu semnificația muzicală? Ca să fie și, nu trebuie să fie individuală, ci să fie și cultural, obiectiv acceptat.
atunci, de multe ori, cum să mulți preferă să respecte sau să opresc la litera partiturii care evident trebuie respectată, dar spiritul ei unii. Ori trebuie să ajung neapărat la spiritul partiturii, pentru că evident, în momentul când studiez un Beethoven, mă interesează prin gramatica limbajului, ajung la ideile beethoveniene. Da? Și acele idei beethoveniene trebuie însușite, asimilate și asumate răspunderea comunicărilor. Aici lucrul acest lucru se realizează și îmi place atât de mult că să simt cum să trece de la semantică la structură și de apoi. Din punct de vedere ala, mai ales special pentru armonie și pentru polifonie, foarte mult m-a bucurat ideea de polifonie. Polifonia este extrem de, extrem de importantă, de multe ori pianiștii, nu de puține ori, pianiștii cam uită, nu este neapărat un valor. Că cu timpul, armonia a luat aproape totul ca expresie și notele melodice sunt un fel de muzică care se strecoară între acorduri. Eu provoc pe toți cei care gândesc așa să ia pasul din buca dodiezmii note, doi, în bac, așa, și să ia basul, să-l cifreze și cum să ghicească melodiile, temele care apar. Și după ce nu sunt, după ce evident că nu apar, vom impun să cânte și evident că ei vor cânta acordul cu notele melodice. S-a zis cu caracterul celor trei distincte, degeaba așa pierd un bac cu semantică diferite, astea sunt acorde, asta este o mentalitate generală, care trebuie, este permanent susținută aici. Dar cum se va și mai interpreți care din altul distinct se ocupă de această polifonie. Mă gândesc foarte mult de asemenea faptul că introduceți ideea aceasta a unui larg dinamic, unui larg capacități de a folosi în mod intenționat, voit, o dinamică variabilă. Este extrem de important această dinamică care face să descrie bine sinusoida melodică, dar nu mai melodică. Este o sinusoidă dinamică a melodiei, a ritmului, a armoniei, a formei, toate trebuie să. În momentul când ele se conjugă, expresia este convergentă, în momentul când nu se conjugă, sunt divergente și atunci poeticitatea crește, din potrivă poeticitatea descrește și această alternanță permanentă trebuie făcută față numai cei care pot să facă aceste, pe de partea analizilor, frate, este m-a interesat, de exemplu, cum spuneați, analizile pe care le făcea profesor Neuhaus. Am observat, știam, era normal să fac așa, dar organizarea aceasta a dinamicii de pildă, se poate pune întrebarea și mi se întâmplă și mie spune, de cât de foarte de calitate dispui dumneavoastră? De cât de piano de calitate dispui? Pentru că pentru dinamica acolo este strâns legată de timbralitate și timbralitatea este strâns legată de caracter. Câte timbralitate de caractere? Deci am, chiar dacă am posibilitatea, poate le-am sutezestat, dar nu pot să exprim acest lucru, noi nu suntem, nu este profesionalism. Și această exprimare de bea atunci se validează în momentul când expresia respectivă, cântatul respectiv este de succes și este recunoscut ca atare. În felul acesta se pot, pe de altă parte, în ultimul timp, dezvoltat foarte mult și aici este prezent. Această analiză semantică, din păcate, nu se face la noi aici, ce să fac și eu. Fac o mică paranteză, de când am știut cartea, am început să povestesc studenților mei despre ea. De exemplu, m-a întrebat pe mine cartea, nu știu eu am. Așa? A trebuit făcut această discuție în detaliu și cu dacă s-ar putea să avem și înregistrările noastre. Ar fi extraordinar. Să avem înregistrările ca să putem să ascultăm muzică. Așa? Muzica acceptată și muzica despre care se vorbește. Foarte important. În domeniul acesta al semanticii, ați insistat foarte mult și sigur că caracterul psihologic al termenilor care se revalidează semantica importantă, dar e foarte important impactul moral al lor. Foarte important. Ce transmite muzica, ce virtuți
morale sau imorale. Așa? Prezintă o muzică care sunt pasă, suntem pe și aliajelor permanent. Există de asemenea orice concepție filozofică are interpretul, da? asupra exprimată și care are compozitorul și interpretul care o susține. Și există foarte important, și se vorbește aici așa, aspectul acesta ce concepție spirituală. Foarte important de observat, cum eu am adăugat la faimosul binom sacru și profan, am adăugat trinomul sacru profan demonic, da? Și să vedem cum muzica bună și pianist, muzica valoroasă și interpretul valoros, poate să ajungă la toate aceste nivele din ce în ce mai adânc și din ce în ce mai generale, da? Care sunt prezente în muzica asta. Am citit o carte relativ modernă, foarte modernă, semiotică muzicală, spune așa, este cunoscut caracterul demonic al tonalităților minorului, concertul prin pian și orchestră modernă. Am înțeles. Demonic. Spus așa, gata, trebuie discutat cu acest lucru, că vine imediat problema. Și pe mine nu mi-a plăcut, decât parțial. Recunosc, într-adevăr, că recunoaște cu toții că modul s-a adaptat și spre alte zone ale sufletului nostru, mai întunecate decât cele care au. Dar există și caracterul angelic în același concert. Păi de ce numai pentru demoni? Caracterul angelic există, probabil că chiar și domină. În momentul acesta apare problema repede, așa? Dacă odată se zice că avem această idee, aceste dualități, poate că vreau să știu melodica, ritmica, metrica, armonica, formata de imagine, care semnifică aceste. Și aici e o problemă. Pentru că, evident, caracterul, aceste fișe semantice se pot face și pentru personaje din operă. Eu vreau să știu structurile melodice care caracterizează un personaj, ariile respective sau și cu semnificația lor din punct al caracterului. Dacă sunt învățat, vreau să le recunosc. Dar conceptul trebuie să sprijine pe sensibilitatea și pe intuiția fiecăruia. Dacă nu are intuiție sensibilitate, nu poți să dai conceptul. Dar sunt obligat să-i dau conceptul. Pentru că conceptul ajută să înțeleagă să comunice. Conceptul pune în comun sensibilitățile noastre. Da? Și numai mariajul de sensibilitate și inteligență muzicală le dau într-adevăr. Asta, dar pe fond, în primul rând să fie sensibil. Că m-am săturat de oameni inteligenți care nu sunt prea sensibili. Nu vreau să nici sensibilitate fără inteligență, nu este diretat, nu sensibilitatea și intuiția. E destul de greu de făcut, dar nu trebuie realizat dacă diferențiem această semnificație între sensibilitate și inteligență. Să știți că, până la urmă, este vorba de o diferențiere între trup și suflet. Așa? Și e bine să considerăm ființa umană în ansamblu, multe motive care. Acum, ce mai vreau să spun, într-adevăr, din punct de vedere al nu știu, putem să discutăm acest lucru. Există, nu numai ca armonii, există două atitudini posibile, contemplative și interiorizante și active și exteriorizante. Unii sunt exteriorizante și active, altul exteriorizante. În general, lumea de astăzi, din toate multe puncte de vedere, pe termen scurt, cu spunea Napoleon, câștigă sacrum, adică exteriorizant. Pe termen scurt, câștigă sacrum. Contemplativul și interiorizantul prezent în multe mulți din acelea, vorbim despre ele, despre multe menționate, de Petra, de exemplu, există el prezent. Dar nu sunt susținute, nu sunt recunoscute ca atare, nici teoretic, nici încântat, cu aceeași importanță care dă celălalt. Face retic mai mult decât celălalt. Trebuie dat publicul de astăzi așteptarea completă a sfatului. Și de pe atunci. În acest punct de vedere, putem să separăm. Pot să îndrăznesc, să patinez cele foarte moderne, dacă sunt de calitate, așa cum intenție. Adică să caut
acele structuri muzicale semnificate de cele două stări în opoziție, cu tensiunile renaudate. Și ca să fac multe lucruri de discutat, este foarte interesant și să repete. Există aici tratatul de epezana despre contrapunct, cu introducere foarte publicării a contrapunctului, sfătuiesc să citiți. Și următoarea observație care o fac set, acordul de septimă dominantă, atacată pe prima dată nepregătit în creația lui Montele. Și mai departe. Ce se întâmplă? Vă spun pentru prima dată, nu cred că a calificat. Vă rog să ne gândim bine. Acest sosire fac. Ce face de fapt sosire fac? Fură fundamental acordul dominant. Ce face el? Îl fură cu toată subdominanța este înghițită de dominantă. Tot asta înseamnă că partea activă câștigă bucată. Și așa s-a întâmplat. Deci în momentul acesta nu mai am posibilitatea să exprim muzici care sunt îndreptate în zona subdominantă, care de asemenea este importantă, nu este de sub ei, pentru că muzica cealaltă s-a lăgonit. S-a reformit când și-a adăugat un decimă și cam au cărat totuși au obținut o casă și poate au rezolvat. N-au rezolvat, o va rămâne, pentru că a spiritul de mare. Rezolvat. Nu se poate izbăni spiritul meu. Dar pe văzut în muzica modernă, cum nu vreau să discut acum despre asta. Dar iată un exemplu interesant de urmărit și de poate fi în acela spirit care spuneți de și din ele aș vrea să spun într-adevăr această ordonare a maximilor dinamice și a minimilor dinamice. Nu trebuie de fiecare dată când portrez cu maxim plec la un minim. Când ies dintr-un maxim ajuns la un minim. Tot mereu. Deci în momentul când pornesc, trebuie să am o creștere care știu până unde merge și o creștere care știu până unde merge, astfel încât sinusoida să fie completă și ordonată de întregii lucrări. Adică nu pot în fiecare să cresc tensiunea în fiecare act al Otelo, din viață să mai strâng puțin decât pe mâna, la al doilea, poate în fine reușesc în actul 4 să o... Trebuie să creez această tensiune permanente, să le reactizez, să creez asta foarte bine, pe care să folosesc. Așa? Și care asta înseamnă, practic, o analiză sintactică foarte bine. Analiza sintactică și chiar ok, vreau să vă spun, dar nu se poate face asta, eu la armonie, la contrapunct și la formă și la timp, aș da notă participând la examen intern. Nu-i pun nota cu armonie, pe armonia ca tot. Îi pun pe poligonia corectă. Nu mă interesează. Spun așa, spunem în termen. Vreau să știu dacă armonia contrapunct și formă care îi servesc, la analiza piesei muzicale și se vezi la interpretarea corespunzătoare. Și, într-adevăr, atunci pot să mă apuc de nebesa. Dar dacă nu am sensibilitatea și intuiția pe care, conceptul se învață, poate să te cred corect, nu pot fi dator. Duhul partitului. Mulțumesc foarte mult!